În perioada ianuarie-iulie 2016, structurile de cazare existente în județul Mureș au fost gazda unui număr de 281.363 de turiști, cu o creștere de 10%. Aceștia au efectuat aproape 570.000 de înoptări și, în acest caz, creșterea este cu 5,4% față de aceeași perioadă anului trecut. Durata medie a sejurului a fost de 2 înoptări per turist. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna iulie 2016 a fost de 45,7% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 0,7 puncte procentuale față de luna iulie 2015. După țara de origine a turiștilor străini, ponderea cea mai mare au avut-o cei din Ungaria, cu 8.858 de persoane reprezentând 17,4%, Republica Moldova cu 5.919 persoane reprezentând 11,69%, Germania cu 5.378 de persoane reprezentând 10,6% și Italia cu 3.750 de persoane semnificând 7,4%. Sursa datelor pentru sosirile și înoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică o reprezintă formularele statistice completate de toate persoanele juridice și fizice care au în proprietate sau administrează în locație de gestiune astfel de structuri. Sunt cuprinse în cercetarea statistică structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică cu capacitate de cazare existentă de minim 10 locuri per pat. Conform Direcției de Statistică, la nivelul județului se urmăresc 236 de agenți cu activitate în domeniu.